Îți mulțumesc, Doamne, ție, pentru această alimentație care mi-o dai, Doamne, cu ocazia sărbătorilor de Paște, Rusaliile, Doamne, ajută! Al Tău fie numele cel mare, Doamne, îndură-te! Oameni buni, după cum vedeți, avem la masă creveți imperiali cumpărați din magazin, băgați în soluție ca și murăturile de iarnă. Avem aici o brânză telemea, Doamne ajută, de la prietenul nostru Tinurus. O pâine de casă făcută de oconașa, nici nu mai așa în ea. Și ia uitați-vă slănina care ne-a îmbucurat neamul și strămoșii. Am uitat să pui sarea. Sarea din bucate care fata împăratului roșu o zis că tata s-o când o întrebat: cum mă iubiți tu pe mine? Sau una dintre ele, cea mai mare, a spus: eu te iubesc pe tine ca și sorile. Ala a zis: eu te iubesc ca și luna și ca și de la cer la pământ. Și alaltă, mai mică, a zis: eu te iubesc, tată, ca sarea în bucate. Înțelegi? Și o să-ți marș. Nu-ți rușine să-ți bagi joc de mine. Adică tu pui sare pe mine și fata nu o zis nimic. Dar când o pune tată să-i facă de mâncare, nu-i pune sare în mâncare. Ce-i cu mâncarea asta? Ce-i cu mâncarea asta? Îți bagi joc de mine? Nu tătu cum eu. Nu tătu cum eu. N-am cum să-mi bagi joc de tine, că eu te iubesc pe tine ca sarea în bucate, tata meu. Și atunci o stat regile și s-o gândit, înțelegi? Curai, Doamne, fata asta. Curai, Doamne, fata asta, ce mult mă iubește. Hai la tata, înțelegeți? Oameni buni, acum voi o să ziceți că sunt țărănoi și că o să mănânc din asta cu din asta și cu din asta și nu merg peștile cu slănina și cu brânza și cu asta. Eu vreau să vă fac altceva. După cum vedeți, aici, ia uitați-i, îți mândrețe, mă. Vedeți-i? Îți mândreță. Dar vă spun ceva. Nu-s ca ăia din străinătate. Creveți ăștia imperiali, am impresia că-s opăriți prea mult sau s-au făcuți la microundă. Pentru că în momentul când mulți din el și mesteci, nu trebuie să fie un pic crud. Ăsta îi ca și câlțul să sparmă în gură. Nu-i ce trebuie. Acum am dat o groază de bani pe ei. Am să o pun pe o conașă. Nu-i ce trebuie, eu am mâncat în Italia. Gândești că-i martor. Nu.
vreun alun la gunoi. Credeți, altcum a trebuit să fie. Doamne ajută la ptita cu slănină și cu ceapă. Bă, oameni buni, vă salut pe toată lumea. Vă salut și vă iubesc, pretinieșe. Și nu pot zice prea multe, pentru că voi mi-ați spus, când mănânci, n-ai voie să vorbești. Fie ptita cât de rea, tot mai bună-i țara mea. Ai bună-i! Ia-i da bună-i! Nu-mi vine a crede că mă satur din ptită cu slănină și cu brânză. Astăzi botează haxul pe urmaș, pe copil. Îi botez mare.
Eu nu m-am dus fraților pentru că am un motiv foarte tare. Îs rusalile, oameni buni. E sărbătoarea lui Iisus. Omul care ți-a dat viața pentru noi. Multă lume îl sărbătorește prin băutură și mâncare. Niciunul nu îl sărbătorește prin jertfă. Până lacrimi. De-aia Dumnezeul nostru cel care după moarte ne primește în casa lui, ne primește în țara lui, ne primește în orașul lui, îți va spune: ai băut șenic, așa ai jucat și am suferit. Tu ai să te căiești ca o femeie la naștere. Și îți va spune în zadar lacrimile acum. Atunci trebuie să te căiești. Doamne Dumnezeu, le-am simțit răsuflarea ta în trupul meu. Am simțit răsuflarea ta în trupul meu. M-ai întinerit, Doamne, cu 15 ani. Îți mulțumesc! Îți mulțumesc, Doamne, pentru fiecare vorbe și fapte bune. Dumnezeu îmi dă zile. Îmi dă zile, mâncavaș. Zile frumoase, zile senine,
zile cu soare. Simt peste 10.000 de oameni. Care mă urmărește cu privirea. Și se întreabă. De unde e omul ăsta? Are atâta școală. De unde atâtea cuvinte dumnezeiești în vocabularul și mintea lui? Doamne, Dumnezeul meu! Ai milă! De ei. Mă înjura. Nu-i mai o sânghi, Doamne! Nu știu de unde am cumpărat ceapa asta. Da, usturoaie numai. Mai tare ca o poprică usturoaie, Doamne. Noi mai o sunt de Doamne. Adă-le nevestele acasă din deplasări. Unește-le familia. Scapă-le, Doamne, de datorii. De la bănci, de la cămătari, de la amaneturi. Și pune-le, Doamne, pe masă. Ce mâncă gura mea, să mâncă și gura lor. Doamne, la tine mă rog. La Dumnezeu meu al tot puternic care există și care nu ne lasă la rău.
și care nu ne lasă la greu. Și care ne dă pace și liniște, mă, în casa noastră. Indiferent că stăm în chirie, sau că am ocupat o locuință abuziv, sau că stăm din mila unuia la altuia. Dă-ne, Doamne, nouă pace în casa noastră. Nu știm ce ne așteaptă după moarte. Pentru că de acolo nu vine decât o singură persoană. Iisus Mântuitorul. Care a fost bătut, și schinjuit, și poporul lui Dumnezeu o aruncat cu pietre în el. Pâinea ta, Doamne, cea de toate zilele. O mâncăm cu dragostea. În pace și în tignă, Doamne. Îți mulțumesc, Doamne, pentru domolirea foamei. Îți mulțumesc și pentru aceste bucate mândre și frumoase și gustoase. Ca ta este mărirea și împărăția, Doamne, ajută. Doamne, ajută-ne, Doamne. Ajută-ne, Doamne. Țucu. No. Ia să vedem ce și cum. Ia, vă pup. N-am putut să stau cu voi. N-am putut două secunde să bag ăsta în frigider. Ni.
brânză de latinul rus. Bună de numă. Vedeți, să nu credeți că n-am avut ceapă. Ni. Numai că n-am vrut să mânc din asta. Tu l-ai bună-i. Ăștia, oameni buni, ia, nu-mi plac. Vedeți-i? Îți creveți, dar nu-ți făcuți bine. Nu îți făcuți bine. Am dat o groază de bani pe ei. Și acum îi arunc la gunoi. Îs bun, dar mie nu-mi plac. Îs bun, dar mie nu-mi plac. Înțelegeți? Nu-i face bine României. Ioi. Ioi, ioi, ioi. Culduș? Da? Îți culduș, așa-i? Ha! Creveți de 400 de euro am aruncat. Îți culduș? Creveți de 400 de euro. Și-ți culduș, a? Bravo, mă! Bravo, mă! Vedeți? De ce îi cer eu la Dumnezeu îndurare? Pentru greșelile voastre, oamenilor. Pentru greșelile voastre. Pentru greșelile voastre care mă înjurați, îmi băgați carul în gură, îmi înjurați muierea, coptilul. Da, da.